La sfârșit de secol XVII, făcea furori prin bucătăriile marilor case domnești un rețetar întocmit de stolnicul Constantin Cantacuzino, mare maestru de ceremonii la curtea domnească din București și prinț al gastronomilor din toate timpurile. Culegerea are un titlu foarte lung și sună cam așa. Carte întru care să scriu mâncările de pește și raci, stridii, melci, legume, erburi și alte mâncări de sec și de dulce și despre orânduiala lor. Deși vlahii au oroare de mâncare de broaște, broaște țestoase și melci, s-au introdus însă în ultimul timp melcii, care se mănâncă cu multă poftă, mai ales în postul Paștelui, și se trimit chiar soldați la Târgoviște ca să caute melci pentru masa domnitorului, după cum consemna Antonio Maria del Chiaro. Aflăm din această culegere de rețete cum se prepara caviarul și cum se servea atât el cât și stridiile obligatoriu în vase de argint. Urcăm în timp și ajungem în secolul XIX, unde descoperim o față mai puțin cunoscută a lui Mihail Cogălnicianu și anume aceea de coautor de carte de bucate. A întocmit împreună cu Costache Negruții culegerea numită 200 de rețete cercate de bucate, prăjituri și alte trebi gospodărești. Iată câteva dintre bucatele descrise. Supă de raci, supă franțuzească, bou de modă, pui cu capire, pârjoale cu sardele, jambon cu frigănele, hulubi înădușiți, limbă cu sosul de sardele, răcituri de cap de vițel. La începutul secolului 20, tot din Moldova, că doar acolo se mănâncă cel mai mult și cel mai bine cât e România de mare, vine marele maestru bucătar, dar și epigramist, enolog, avocatul Păstorel Teodoreanu, pentru care... O rețetă de mâncare e precum o partitură, trebuie interpretată. Menuetul lui Beethoven e același pentru toate privirile, dar una e pe vioara maestrului George Enescu și alta...